Bun venit la Starea Sănătății. Ne batem joc de sănătatea noastră fără să ne dăm seama că, neacordând acum suficientă atenție alimentației, pregătim terenul pentru ani întregi de suferință, în care incapabil să mai facă față gunoiului pe care l-am băgat în el atâția ani, corpul nostru va ceda. Iar asta ne va da frumușel pe mâna industriei farma, care pare să aibă o colaborare minunată cu industria alimentară. Hei, tu îi strigi la tinerețe, eu îi țin în viață la bătrânețe, așa, cât să nu moară pe bani foarte mulți. E uimitor cât de dispuși suntem să participăm la acest joc care are o singură miză: profitul cu orice preț pentru marile companii. După ce am renunțat la carne, ceea ce se dorea a fi un experiment de o lună, am constatat după câteva zile de panică: aolo, de unde mi-au proteinele? Ce o să se întâmple cu mine? N-o să mai pot să trag la sală, să alerg la fotbal, să lucrez la emisiune atâtea ore pe zi? Vai, voi leșina în platou! E, după nebunia asta, am constatat deci că am mai multă energie. Și nu într-un anumit moment al zilei, nu tati, pe toată durata zilei. Poate nu mai aveam aceeași forță la sală, de pildă, unde într-o primă fază am scăzut din greutăți, dar mă simțeam energizat tot timpul. În plus, dorm mult, mult mai bine, mă trezesc dimineața fără probleme și după ce mănânc nu mai am ceea ce numim boala porcului, moleșeala aia care te cuprinde când mănânci prea multă carne. De fapt, n-am revenit la consumul de carne tocmai pentru că mă simt incredibil de bine. Nici acum nu-mi vine să cred. Am căutat o explicație și o aveam la îndemână: alte animale, tati. Natura contrazice opinia generală care ne este bine băgată în cap de când suntem mici, că dacă nu mănânci carne, nu crești. De câte ori n-ați auzit părinți care le spun asta copiilor: nu vrei să mănânci cărniță? Atunci n-o să te faci mare, să știi. Creșterea e favorizată într-o anumită măsură de consumul de carne, dar nu înseamnă că dacă nu consumi carne, nu crești. Și revin la energie. Ce vedem la lei și la jaguar, de pildă? Au o forță fantastică, dar n-au o rezistență fizică mare. În partea cealaltă, animalele erbivore sunt cunoscute pentru energia lor. Și ca să ne lămurim definitiv cu privire la unde ar trebui să ne situăm pe axa asta erbivor, carnivor, omnivor, aflați că rudele noastre cele mai apropiate, cimpanzei, dacă îl dăm la o parte pe bonobo, au o dietă vegetariană cu 50% fructe, 45% plante, rădăcini, frunze și 5% insecte. Chiar știați că greierii au mai multe proteine decât vita? Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației.